Macarena. Macarena. Fake taxes now off the market. It sold 5.000 de fucking unități. Adică? Adică mult. 5.000 de bucăți de jocuri, adică 5.000 de oameni care s-au jucat. Păcat, dacă te gândești acum mai puțin. E, bine v-am găsit, oameni buni. Continuarea episodului de ieri, pentru că o să apară în zile diferite. Doar că noi ca niște bulangii, adică mai mult eu, o să filmăm în acea zi ei. Pentru că nu știu când îl mai prind pe cancerosul ăsta online. Online, pe mâine, pe mine, rost, pe mine e vacanță, mă. E tot mai bine. Tu mai ziceam. Și eu sunt tot timpul când de dimineața până seara. Create custom engine, wow, never. Search, new topic, te rog. Ia să vedem. Bă, zi, zi ce să învăț. Cum să fac un joc despre arte marțiale, dans, spionaj sau alternate history? Nu știu, cel mai dat răspuns din România. Zi mă 1. Atunci zi un număr de la 1 la 4. 5. În minus 4 egal 1. 2,7 mă, n-am să fim corect. 2,7 rotunji la 3, am înțeles, spai. Uite mă! Deci mă pun, eu acum trebuie să developez niște jocuri, să fac niște jocuri, da? Și fix acum mă pune să învăț cum să fac tutoriale la jocuri. Chestia aia nu o să iau niciodată. Ia să vedem, develop new game. Am zis develop new game. Spy, ia să vedem, cred că asta merge action. Dacă nu mi-aș mai pierde telefonul de lângă mine, zi un joc despre spion. Era asta pentru fiul meu. De ce? Nu, no, bă, am dădus o idee. Action, adventure sau RPG? RPG. RPG. Action, adventure, RPG. Adică o să facem... o să se numească... Ce mai ca... Ai băi! Voli! Da, Voli. Nu, nu se selecta bine, e ciudat făcut asta, ca să stai dialog. Zi. Să... Pentru fiul meu. Gata. Ochi din om, ăla chiar că-i de spune. Gata, ăla-i gata, gata. Ochi verde, îți face cât trei. Deci asta nu stă greșit. Nu. Ok. Stai un pic, PC Edition, PC Edition. Și parcă vezi acum, deschid televizorul. Vreau să zic telefonul, că primi un mesaj și vezi acolo, Cipi, hai la meci. Băgați-l unul. La ce se referă? La ce se referă când ziser băgați-l unul? Nu știu. O să trebuiască asta să meargă pe orice cartof, de-aia dau engine-ul mai jos. Pentru că cine s-ar juca un joc... Auzi, tu încă filmezi, no? Nu. De ce? Bine, că eu mă dau pe mod, mă duc să mănânc, că mi-e încă puțin foame, chiar dacă băgai ca cisternă în mine. Bine, o filmam acum, îți dai și tu seama, când te întorci, o să vii, nu știu, cu ceva, un sunet ciudat, nu știu. Să-mi dai să-mi dau seama că ai întors. O să fiu pe mood mereu și nu se aude ușa când intru. Logic. Nu, de când vii de acolo, faci și tu un sunet ciudat ca să-mi dau și o seama că ai venit. O capa. O capa. Ei, și Dorela s-a plecat. Și noi ne uităm la ochii din umbră PC Edition. Pentru că ceva mai cancer nu există. Pentru că de ce? E, dăm sound-ul mai tare. Așa, grafic. Mami, cum ar trebui să dau chestiile astea? Nu știu, vei și tu, cum? Random. Așa, hai că merge, cred. Mamă, parcă văd că e iarăși un joc de nota 3, doar că din câte văd, uite câte puncte la design și la tehnologie. Hai, scoate bagurile. Scoate bagurile, te îngâți. Scoate. Industrial News. Hai, știu cum ai vrut să mai băzbara. Bravo. Yay! 16 cu 16.
Numărul meu, ziua mea, chestie, nu știu, ceva. Deci dacă nu e un joc măcar de 7. Nu știu nici atunci. Hei, și n-a auzit chestia asta, nu ai ce să aud. De ce, de ce? New Orleans Release Game Ochii din Umbră PC Edition came in. Să mor eu că văzut un 10. Yay! 7. 8! 8! E bine. Mihnam de te ideea de joc. De numele jocului. Hai 10! Hai cu 10! 8, 8, 7, 7, 7, 50. Bă! Bă, e bine. O să facem până la... 200 de cap. Omule! Ia ghicește, cel mai bun joc al meu de până acum e Ochii din Umbră PC Edition. De ce? De ce face asta? De ce ți-ai bate jocul universul în jocul ăsta de... Să-l zic, cum altcumva, că nu este ca lumea. Da uite-te câți bani mi-o fucking adus! Tu l-ai, Doamne! Cât ți-o adus? Ce mă? Câți bani ți-o adus? Sci-fi. Câte uitați? 60 de mii. De... Nu, 200 de mii. 200 de capa. Cum ar veni? Ia să deci 200 dance. De mii de oameni s-au uitat la chestia aia ta. Nu s-au uitat. Nu, de fapt s-au un pic. Au cumpărat 30 de capa. 30 de capa de unități au fost vândute. Develop new game. Ceva random despre dans. Un nume random despre dans. Nu știu. De ce? Stau un pic că îmi veni o idee, veni. Stai, dance, este simulation sau casual? Dar pe PC dacă nu mă înșel nu merge casual, nu. Simulation. Dance, simulation. Pe PC vreau. Și asta de se numește filologie. Ce mă, filologie? Filologie. Flocișica dansatoare. La propriu, flocișica dansatoare. Mă, Leu, ce-mi plac mapele în care nu ai voie o grenadă dacă e prea nasol. De ce? Da, prea. Taci că am dat într-una. De ce am zis asta? Dragul nostru, e brav, e brav. De ce am zis asta? Vreau să zic, am dat într-una, adică într-o mapă în care era numai asalt și fără grenade. Ca modul ăla. Bă, dar e fel mai bine că... Da, ce se bun, nu e așa, mă, de ăsta e, ăsta e moca și ce se bun costă bani, am mai zis. Nu contează. Nu o să tai asta pe filmare. Level design o să fie blană. Să vedem de flow și că o să fac în doar. Yay. O cancerul asta, mă. Ia să vezi aici. World is graphic. World design. Nu, sound o să fie blană. Nu o să fie blană. De ce vreau să zic că o să fie blană, doar că după aia îmi dădui seama că nu e bine să fie blană. Vrei să slujești aud. Aia care sunt cea că joc care dau bani pe chestia aia ta, mă. Bă, dar chiar că nu e nicio chestie gen să setezi prețul unei singuri bucăți. Nu știu cum îmi pune prețul. Cred că cu cât avansezi un joc sau ceva. În fine, hai, ținem pumnii. Să mor tu! Să mor tu! No! Ce mai joc de mine? No, 8. 98 de capa. Ah, bine mă că îmi dăduși tu 7. Totalul de fucking 8, văzui prima oară 10? Erau ceva de ce... Nu, dar în tot sezonul trecut
un joc de 10 plin am făcut, sau poate am făcut tu. Numai nu puteai să faci jocuri și de 11, logic, puteai să faci jocuri de 11. 11 ce? 11 mega, 11 giga. Mă, 11 note, zule. note de la 1 la 10, da? Ratingul de la 1 la 10 și puteai să faci joc de 11. De ce ar fi așa, mă? De ce n-ar fi așa? Dacă vreau, dacă dau research, vreau să dau research la niște chestii. Newtopic, să dau research la un Newtopic. Creative, sci-fi, și ce? Alternate history. Start. Ne uităm repede alternate history, ce... ce merge și în episodul viitor o să facem un... un action bug. Merge bine action. O să facem un PC, adică genul dintre asta, un custom engine. Acolo. Develop new game. Alternate history. Nu. Action am zis. Alternate history și... nu știu. Zi ceva de alternate history. Istoria. Alternate time. Istoria Babelului. Pentru că de ce nu? Nu vă gândiți nesimțiților. Vreau să zic babele alea, gen cu sfințul și chestii, știi tu, Mihnea? Da. Toată ziua. Ce se că a fost dau ăsta? Ce ați făcut bă la cascade? Am oculit 300 de kilometri degeaba. Oculiți, bucă, așa. Wow. Da, și pe bă, 300. 300 de kilometri. Câteva ore a durat. De ce? De ce? Ia uite, today the game platform Master V by Vena has been released. Yay! Yay! Sincrone! Bode! Nu! No. Ha, să te văd, să te văd acum. Nici să te văd. Să te văd ce-mi faci. Când vorbesc, ha, ha, ha. Ha, de-al dracu o să vorbesc frumos. Ești traumatizat cu asta, nu? Ha, ha, ha. O să ori traumatizată. De fapt, voi doi amândoi sunteți traumatizați. Băi, n-am văzut așa ceva. History Channel TV. Nu, te puse deja istoria babelor. Scoate bagul. Bine, mă, venena, nu știu ce. S-a lansat o consolă mai, care știu sigur că nu-i bună de nimic, că m-am uitat pe statistici. Dar nu-i bai. Ei, the first review. Istoria babelor. Să mor tu. De ce ar-și văzui 10 prima oară? 8, e bine. Aia este 7. Tot 8. Yay. 7. E bine. Da, 10 nu-ți mai place. 8. Ah. 7, 4, 7, 7, 5. Fuck, bă. E un pic mai slab decât flocistica dansatoare. Yay. Bă, tu... research, te rog. Ia să vedem. Game tutorials, în niciun caz, mono sound și... mono sound... Zisei că nu fac mono sound și game tutorials, da? Da. Da? Ce să faci? Ce să zici? O să trebuia să se le fac. Ca să le bag pe gât oamenilor și chestii. Flocistica dansatoare e cea mai tare. Da. Game tutorials. Nu, de fapt, știi ce, ca să fac un pic mai greu jocul, target audience. Bă, oameni buni. Nu știu cum să zic, dar cred că iară se duse la 18 minute. Și după aia, aud vorbe de la Leana. Bă, de ce faci tu atât de lungi videoclipuri? Că eu nu pot să mă uit. Fă-le și tu mai sport și bate mă și eu. Deci, dăm aici. Jumate și aia e. Deci dăm pe ok. Dăm iarăși ok, aici, casual games, bravo mă.
și o să ne luăm la revedere cu istoria babelor care s-a vândut cu 25.000 de bucăți. Ei. Deci, hai, ciao, pa, mihnea, zici tu ceva. Ei.